Salutare, Alva Gang, și bine v-am regăsit la un nou video de Minecraft astăzi. Foarte mulți mi-a zis în comentarii la videoclipul trecut că ați vrea să mai fac o serie de Minecraft Survival. Ei bine, o să facem astăzi o lume de Minecraft Survival care se cheme Lumea Femeilor. Și o să fie pe Large Biomes, pentru că nu știu ce-i cu Large Biomes ăsta și vreau și o să încerc. Deci, da! Dacă vreți să continuăm această serie, vreau cu toții în momentul ăsta să apăsați butonul de like, să văd cât mai multe like-uri și promit eu că vom continua această serie și voi încerca eu personal să postez cât mai des. Aveți și niște muzică pe fundal de la Kevin MacLeod. Nu știu, adică mi se pare ok, adică e un playlist și practic... deci te rog, zic un biome bun. Să nu fie genul ăla de... genul ăla de biome nesimțit care să nu-mi placă mie. Băi, un biome ok. Da, e un biome ok, cred, nu știu. Deci, avem, bun, hai să vedem. Deci, avem aici un chest din ăsta cu care putem să ne începem noi toată trebulica. Bun, și avem aici niște torțe pe care aș vrea să le iau. Dar mă stresează melodia asta. Alta n-ai? A, da, altă viață. Deci, de aici nu o să mai luăm tot, o să luăm doar ceea ce ne trebuie. Deci avem aici chestul de început cu care se începe tot timpul. Toată lumea știe că trebuie să aveți un chest de început când vă începeți o lume minunată și mirobolantă în Minecraft. Da, nu uitați, eu sunt pro pe Minecraft, deci sunt pro player. O să încerc să fac o serie cât mai distractivă pentru voi, adică vreau să vă și distrați când vă uitați. Nu doar să... adică să și învățați, desigur, și să vă simțiți bine când vă uitați la clipurile mele, pentru că ăsta este scopul, dar să vă și distrați un pic. Deci... am găsit deja coal, foarte bine. Hai să începem prin a lua niște piatră aici. Eu sunt jucător foarte bun, v-am... stai așa că nu văd OBS-ul și dacă nu-l văd, nu-i de bine. Da, n-am mai pusat de foarte mult timp, am fost răcit. Și încă sunt, de fapt, destul de răcit. Doar că mâine mă duc la școală, nu știu de ce. Nu știu cum vine asta, eu sunt răcit, dar mâine mă duc la școală. Voi spuneți, ia spuneți-mi voi în comentarii. Voi mergeți la școală când sunteți răciți? Chiar vreau să văd ce părere aveți voi. Ce spuneți voi în comentarii despre chestia asta. Eu personal nu m-aș duce niciodată când sunt răcit la școală, pentru că mi se pare o prostie. Adică eu sunt răcit, mort, copt, de-abia mai respir și toate chestiile astea. Dar trebuie să mă duc la școală. Cum vine chestia asta? Explain me. Pentru mine n-are sens să te duci la școală când ești răcit. Dar din păcate toți suntem nevoiți să o facem. Deci da, cred că tot o să mă... deci mă duc mâine la școală, nu prea am de ales. Dar până mergem noi mâine la școală, nu vă deranjează pe voi chestia asta că sunt băiat, nu mi-arăt nipples. Da, hai să plecăm de aici, cred că mi-a ajuns 6 cărbuni deocamdată, nu vreau mai mulți. Vreau doar să cobor aici să iau niște piatră, dar având în vedere că am găsit și cărbuni, Doamne ajută. Adică eu accept și cărbunii, știi, cărbunii sunt de treabă. Domnul pe mai tare jocul ca să auziți și voi ce se întâmplă. Avem aici și un porc pe care cred că să-l omor pentru că nu vreau să rămân fără hrană, deci... de fapt nici n-am hrană, n-am cum să rămân fără ceva ce n-am, dar câte avem? 3 deja? Bă, porcii dau destul de multă mâncare. Atunci, dintr-o bucată. Atunci dacă dau destul de multă mâncare, cred că se omorâm pe toți, nu? După aia să le prăjim carne and all that stuff. All that good stuff. Nu știu, nu văd nicio diferență, adică large biomes, dar nu văd vreo diferență, sincer. Spuneți-mi voi dacă voi știți diferența, că eu nu știu. Bun. Adică trebuie să luăm și oile totuși să putem să dormim la noapte. Altfel e groasă, deci avem aici două lâni și cum că una, trei lâni. Plus carne de oaie, ceea ce e ok. Hai să mai aud o oaie. Și porci, wow, chiar multe. Uite, omoră și pe asta, omoră și pe Piggy. Mr. Pigster, hai mă, am ratat. Am vrut să omor un porc și am ratat. Pigster, aia e. Hai să mai luăm câteva oi. Vreau să fac totuși două paturi, cine știe, poate vine cineva la mine să doarmă în vizită. Hero Brian vine să doarmă la mine în vizită și... na, eu des eu gazdă bună, vreau să vă învăț să fiți gazde bune. Bați gazde bune, copii, adică dacă vreodată vine cineva la voi în vizită să-i oferiți și lui un pat acolo să poată să doarmă. Au niște... niște zombie. Ceea ce înseamnă că... înseamnă că e o peșteră mare acolo. Și mai e o peșteră aici, dar... noi, asta e mică, nu găsim nimic în ea. Dar am văzut cărbunele ăsta și aș vrea să-l mai iau pentru că
Acum o să avem nevoie de torțe. Hai să facem torțe câte putem. 34, cred că ne ajung momentan. N-avem sabie, dar avem toporul și cred că ne putem descurca destul de bine cu toporul. Nu știu voi ce părere aveți. Vom reuși să facem ceva cu toporul acesta? Să omorâm toți zombii și toți mobii pe care îi vom găsi? Asta va rămâne să aflați în episodul următor. Nu, încă nu, că deocamdată au trecut doar 5 minute și episodul următor este mai încolo. Mobi. Uite un zombie, ok, se pare că am găsit fier, ceea ce e foarte bine. Uite un zombie. Bun, omoră din două lovituri. Foarte bine, hai să vedem cât fier am găsit. Oh, doamne, răceala asta. Se pare că am găsit, acolo sunt mai mulți. Mai bine am grijă că acolo sunt destul de mulți. Cred că mai bine stau și facem nebunii pe aici deocamdată. Hai să facem asta. Mai luăm niște cobblestone ar trebui să mai luăm. Haide așa, bun. Haide așa, mai mult cobble. Mai ia. Ok. Deci avem aici, cred că de suficient cobble pentru un moment. De fapt, ăsta, coal. Cobble cred că avem oricum suficient. Treia doar pentru un furnal. Bun. Bum, bum, și trebuie să prăjim fierul. Hai să vedem dacă mai găsim fier sau ceva. Nu vreau să am grijă că aici pot muri destul de ușor și... Ah, deja am început să trag. Nu mai e fier măcar pe aici pe afară? Ah, nu e. Trebuie să intru acolo. Bun, hai să mai luăm cărbune dacă tot am ajuns până aici. Deocamdată o să mănânc ăsta. Da, hai să luăm și niște piatră. Vreau să mai fac un furnal pentru a putea să... Hai că vă arăt imediat ce am aici 16 cabel. Pentru a putea să... mai să prăjesc mâncare. Bun, pune acolo. Prăjește cu chestia aia, cred că e ok. Ca de început așa și după aia pune cabel ăla, pune ăla acolo. Îl omorăm pe primul? M-a lovit și el, dar măcar l-am omorât. Bun. Se pare că ceilalți s-au dus mai încolo. Cât de încolo s-au dus? Nu aș vrea să-i întâlnesc, dar totuși. Se pare că e o mină destul de mică. Dar mai are cărbune. N-are și fier, ceea ce n-aș fa. Deci înseamnă că am venit degeaba. Da, am venit absolut degeaba. Dar cred că pot găsi... Ia stați. Skeleton rattles, încoace, nu? Da, încoace. Sau de încoace, mi se pare mie. Fier, bun. Bun, se aude, vedeți, eu acolo în dreapta pot să văd de unde se aude zgomotul. Și chestia asta mă ajută ca să pot să depistez peșteri, ceea ce e super ok. Bun. Deci avem aici 7 fier, o să punem și restul fierului, desigur. Niște pork chop de ăsta. O să începem prin a ne face... Uite așa, un iron pickaxe și un iron din asta, un iron axe. Și axe-ul e destul de important. Hai să luăm acum niște cărbune. Nu, hai să nu luăm pe ăla. Hai să luăm de aici. Da, deci merge destul de bine până acum lumea, ce pot spune. Oh my god, deci nu mai am și eu un șervețel aici, am numai astea mici. Așa. Bun. Ne ocupăm deocamdată de cărbunele ăsta de aici. Vreau să-l iau pe tot cât mai repede și cât mai mult dacă pot. Mâncăm un pork chop de ăsta. Bun. Spargem cu pickaxe-ul nostru cel de fier cărbunele și după aceea să mai găsim fierul. Aduce, fratele, fierul. Oh, stai, unde e, mă? Uite aici. Să facem așa, să facem un mic drum ca să ne fie mai ușor să trecem. Că
Că parcă prea ne complicăm și nu-mi place. Altă viață. Bun, bun. Bag acolo. Și costa 7, nu știu dacă putem face, cred că pantaloni. Da, deci avem pantaloni de fier. Bă, stai, sunt ok, adică sunt o chestie și... Hai să vedem ce mai e pe aici, așa. Când cu ce se auze. Witch? Enderman, ce e aici? În zona asta, nu știu unde. Foarte aproape de mine oricum. Man, unde? Enderman, whoops. Up? Sau în jos? Nu știu. Deci jur că au toate ființele în jocul ăsta, în momentul ăsta. Dar nu găsesc nimic. Vă, adică, le aud peste tot. Și totuși nicăieri. Băi, ești proști? Unde sunt? Cred că în sus, mă. Cred că în sus, ia. Ia. Fier și cărbune. Hai că luăm fierul și cărbunele. Că tot l-am găsit. Ce melodie nebună a intrat. Kevin MacLeod ne... Ok. Oh. Hop! Bun, deci am găsit-o. În sfârșit. Băi, MacLeod, lasă-ne cu melodiile astea. Cum să ascult așa ceva? Nu știu asta. Nu știu melodia asta, dar sună bine. Nu, aia ci asta. Bun. Pe unde pe aici? Bun. Uite, fix acolo. Bun. Bun, ne-am descurcat. Văd că avem 15 fier în momentul ăsta. Nu știu dacă am luat pe tot. Oricum, trebuie să le iau pe tot neapărat, orice ar fi. Ia. Yeah. Cred că l-am apătat. Mai era pe aici? Nu. Da, l-am apătat. Hai să-l pun înapoi în frunal. Deja este întuneric afară, ceea ce nu e ok. Asta înseamnă că trebuie să fac un pătuț. Și să mă culc, bro. Bagă somn. Am luat achievement-ul Sweet Dreams. With change your respawn point. Protect yourself with a piece of iron armor. Da, deci practic aici este respawn point-ul nostru acum. Deci aici avem mâncarea, o facem și pasta. Și aici punem restul fierului. Și cărbunii. Cărbunii. Bun. Hai să ne facem și nu mai avem fier. Hai să ne facem și o armă mai bună. Aș face una de fier, dar mică. Nu știu, deocamdată e neapărat, să de fapt e ok, totuși am topor, știi, și toporul dă mult, dă mult damage toporul. Ceva interesant pe afară? Absolut nimica, nu? Mine ceva? Uite, un creeper. Dar nu de el sunt interesat eu. Nope, absolut nimica interesant. Numai locuri moarte. Văd cum e locul ăla, nu știu dacă am fost acolo în mine aia. Că vă găs două, una lângă alta, gen. Asta cred că am fost. Nu? Nu, n-am fost în asta. Că vă un... Bine, se poate spawn oricând, dacă ai idee, nu cred că am fost. Mă interesează dacă are fier în ea. Unde am ajuns? Ah. Credeam că e ceva interesant. Vreun templu sau... Dar nu e niciun templu. Da, e goală mina asta.
Punem aici niște torțe ca să știm că am fost. Să ne mai pierdem. Și ne întoarcem. Bă, că filmăm de 15 minute. Cred că încheiem și noi episodul în scurt timp. Că nu mai are ce să mai ținem. Ok, hai să vedem. Unde e, mă? Deci aici este... Hai să vedem cât fir avem, 9. 9 fir, putem să facem armură. Măcar pantofi dacă mai fac. Da, fac și pantofi. Ceea ce e ok. Eu cred că pot să fac și sabie. Cred. Vom vedea. Dar e ok, e decent. 3. Da, pot să fac și sabie dacă vreau. Mai bine ținte încă o târnă cu om, nu știu, simt eu așa. Bun, hai să mergem. Am pus armura pe noi și intrăm în peștera periculoasă. Pe aici și urci și spargi și te duci. Dai drumul. Bam, bam, bam. Au aim bot, jur ăștia, nu poți să te ferești. Ia. Ceva spawner. Spawner, wow, câte chesturi. Nu, nu, nu sparge tot. Nu, nu sparge nimica, te rog, te rog. Te rog, creeperul, nu sparge nimica. Să facem regenul neapărat. Nu. Oh, doamne, cât de la limit a fost. Ok, trebuia să pun neapărat ăla ca să nu mai spawnez nimica. Ok. Fier, stringuri, un music disc cu cat, din câte știu, ceva horror. Și un saddle. Ho, diamond armor, alte cat-uri nu mă interesează. Unul singur, cred că mi-a de ajuns. Și niște mustone, care e destul de șmecheră. A, încă spawnează? Trebuie să pun în... pe ea sau cum era, că nu mai știu. Parcă pe ea. Nu știu, pune și tu așa, pana mea, fac aici ritualuri satanice. Hai să ne descurcăm bine. Avem aici totul luat. Vedeți voi, must stone, stone, toate nebuniile, boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Avem de ok, deci am luat tot ce ne trebuie. Avem 4 fier luat de acolo. Ce e destul de important, cred. Hai să ne întoarcem. Să vedem și pe aici ce. Am auzit eu apa asta și apa poate să însemne de bine. Uite, avem mai mult fier. Ceea ce e awesome. Bun. Mi-aș da o chestie. Dar nu am făcut, nu. Mi-aș da Game Keep Inventory True. Fiindcă îmi pot găsi caza mai ușor. Că îmi pot da kill și mă dă direct acolo. Și nici nu pierd item-ul. Adică mi se pare destul de ok. Ca și cum ți-ai dat slash home, dar nu știu. Aș face asta. Spuneți-mi și voi dacă sunteți de acord. Adică nu știu, mi se pare mai ok. Mai mult fier aici, ce e bombă. Neapărat am nevoie de fier, cum am și zis. Hai mă, urcă, urcă aici. Fără fier n-am armuri, n-am arme, n-am unelte, n-am nimica. Bun. Mă luăm și cărbunele, că fără cărbune nu putem prăji fierul. Și ne întoarcem. Bun. Hai mă, sări. Haide. Hai că a reușit să ne întoarcem. Nu cred că blochez asta, că îmi place cum se aude. Adică ar fi urât să o blochez. Bun. Și ne-am întors. Back. Bun. Bun, am găsit aici intrarea. Ne întoarcem. Oh, pardon, iertați. Sunt bro, sunt un bow. Îmi pierd casa, naibii. Doamnește. Am ajuns acasă. Pune la prăjit astea. Hap, hap. Cred că nu mai să mai pun momentan. Dar tot ce pot să fac cu siguranță și am nevoie să fac este să fac niște chesturi rapide înainte să încheiem episodul. Pentru a-mi putea depozita lucrurile, că e jale, nu se poate. E jale rău de tot în ce am în inventar. Dacă nu depozităm, înnebunesc.
Bun. Bam, bam. Fă aici două chesturi. Hop, 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 hop. Mă rog, două chesturi în dublu chest. Hop, hop. Și punem aici tot. Pune tot, boss, tot, tot, tot. Nu lăsăm nimic pe afară. Așa luăm și noi. Ce ne mai trebuie? Pâine. Armura, armura aia nu. Și asta. Avem 13, ne putem face și cască. Deci suntem full iron în momentul ăsta, ceea ce e foarte bine pentru că putem explora mai ușor. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Radix, noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.